O idee pe care nu am amintit-o în această perioadă este ideea de confuzie. O viață normală, sănătoasă, presupune foarte multă claritate. Dar noi, adesea, trecem prin momente de confuzie. Unul din exemplele la îndemână care îmi vine în minte. Este exemplul celor doi ucenici care, imediat după înviere, călătoreau dinspre Ierusalim înspre Emaus. De unde știu că cei doi se aflau într-o stare de confuzie? Tocmai datorită detaliilor pe care le menționează Luca în capitolul 24. O să amintesc câteva dintre ele. În versetul 15, pe când vorbeau ei și se întrebau. Oamenii în confuzie au foarte multe întrebări fără răspuns. Versetul 21. Ei spun, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Oamenii în confuzie sunt oameni care își pierd speranța. Versetul 22. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu l-au găsit au avut o vedenie de îngeri. Oamenii în confuzie nu știu ce să creadă. Cred că suntem într-o perioadă în care foarte mulți experimentează confuzia. Ce o să se întâmple mâine, cum vor evolua lucrurile, vor reveni vreodată lucrurile la normal, vom experimenta din nou normalul așa cum l-am cunoscut înainte. Multe întrebări fără răspuns, care produc confuzie. Întrebarea este: Ce facem în astfel de momente? Cred că răspunsul îl avem tot aici, în Evanghelia după Luca. Ce a făcut Domnul Isus Hristos cu cei doi? I-a dus la scriptură și le-a amintit promisiunile făcute de Dumnezeu prin proroci. Ca să ieși din confuzie este foarte important să te focalizezi pe promisiunile lui Dumnezeu. Hristos le arată printr-o mică mustrare pe care o are pentru ei, că dacă ei ar fi ținut cont de ceea ce spuneau prorocii, nu ar fi ajuns aici. O nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ceea ce au spus prorocii. Ba mai mult, Hristos le-a spus dinainte că el va suferi, va muri, dar apoi va învia. Ei au uitat lucrul acesta. Ca să ieși dintr-o stare de confuzie, este foarte important să te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu. Știai că în Scriptură sunt peste 7.000 de promisiuni? Peste 7.000 de promisiuni pe care Dumnezeu le are pentru tine. Îți vrea să te gândești la următorul lucru. Dacă te duci la o firmă de asigurări și îți asiguri, de exemplu, casa. Polița de asigurare cuprinde cu tremur, incendiu, inundații și alte calamități. În momentul în care se declanșează o furtună puternică, te temi că îți va fi luat acoperișul de la casă? Există oarecare teamă, dar nu te temi pentru că știi că în polița de asigurare scrie că asiguratorul îți va repara acoperișul după ce trece furtuna. Așa că nu ești confuz. De ce sunt așa de mulți oameni în confuzie? Probabil din două motive. Unii dintre ei, pentru că nu au o astfel de asigurare de viață. Mai precis, de veșnicie. Alții, pentru că nu știu ce conține polița lor de asigurare. Dacă nu ai o asigurare de veșnicie, aș vrea să te încurajez ca să închei o astfel de asigurare. O asigurare cu Dumnezeu, prin Fiul lui, prin Domnul Isus Hristos. Predă-ți viața în mâna lui și atunci vei experimenta siguranță. Dacă nu cunoști tot ceea ce conține polița ta de asigurare, aș vrea să te încurajez ca să citești mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu și, în mod deosebit, să subliniez promisiunile pe care Dumnezeu le are pentru tine. Îți dai seama că, în patru minute de doză de speranță, nu am timp ca să îți amintesc toate cele 7000 de promisiuni, dar vreau să închei amintind una dintre ele. În epistola către evrei, în capitolul 13, versetul 5, Dumnezeu spune: Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți. Și apoi vine promisiunea extraordinară, căci El însuși a zis: Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Ce promisiune extraordinară! Ești în confuzie? Bazează-te! această promisiune a lui Dumnezeu. Aceasta este doza de speranță pentru astăzi.